Sănătate și bine a revenit printre martorii cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Moneda Bona lui Shiba Inu a crescut cu 7% după ce a suferit o procedură de tranziție într-o entitate complet descentralizată. Exchange-ul Binance și-a anunțat ieșirea completă din Rusia prin vânzarea exchange-ului COMEX recent lansat. Binance, cea mai mare firmă criptografică din lume, se topește, iar ancheta prelungită a Departamentului de Justiție ar putea duce la acuzații penale împotriva exchange-ului Binance și fondatorului, cu potențiale amenzi de miliarde de dolari. Șeful BIS solicită țărilor să modernizeze cadrele legale pentru a sprijini CBDC-urile. Devin o verde cu vicin prin centru de certificare FSC de la Shanghai Tanlian. Bitcoin a procesat acum peste 900 de milioane de tranzacții. Uitați de BlackRock, conform unor documente scurse, introducerea de către Microsoft a portofelului Bitcoin pe Xbox ar putea conduce la următorul bull run, relatează The Verge. Managerul de active de 1,5 trilioane de dolari, Franklin Templeton, tocmai a depus o revizuire pentru cererea sa spot Bitcoin ETF. SEC a decis să-și amâne decizia cu privire la ETF-urile Bitcoin de la ARK Invest și 21Shares, stabilind un nou termen limită pentru 10 ianuarie. Membrii Congresului din Statele Unite îi cer președintelui SEC Gary Gensler să aprobe ETF-urile spot Bitcoin. Filecoin, o fraudă orchestrată de fundația Ethereum, Wang Xiang, Promethium și alte entități ale Partidului Comunist Chinez. Azi, un tovarăș pe TikTok a descoperit că a primit în portofelul Ledger niște NFT-uri ca airdrop ce sunt scam și sunt sigur că el nu este singurul în această situație. Dacă ai un portofel Ledger și găsești prin el NFT-uri primite moca, nu le accesa sub nicio formă și te sfătuie să citești acest articol ce îți oferă informațiile necesare despre gestionarea NFT-urilor necunoscute și rău intenționate găsite în portofel. MoneyGram a anunțat oficial că intenționează să lanseze un portofel cripto fără custodie cu ajutorul celor de la Stellar. Noul sistem peer-to-peer bet alimentat de Casino Coin oferă o platformă pentru a paria pe orice, de oriunde în lume, depășind golurile și granițele. Visa, una dintre cele mai mari companii din lume, după capitalizarea pieței, are o relație uriașă cu Ripple pentru plățile transfrontaliere. CEO-ul de la Ripple se așteaptă ca un membru reprezentant să citească hotărârea în procesul SEC vs. Ripple privind starea de non-securitate a monedei XRP în timpul mărturiei președintelui SEC. Cum să folosești moneda XRP fără internet folosind doar SMS-ul? Cum poți tranzacționa XRP prin radio fără a fi nevoie de echipamente scumpe? Trei lucruri care ar putea face ca moneda XRP să explodeze anul acesta. La petrecerea Ripple din New York, anticiparea crește pe fondul zvonurilor că o bancă majoră din Statele Unite ia în considerare utilizarea monedei XRP pentru operațiunile sale, ceea ce ar demonstra încrederea în tehnologia Ripple. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.